Sper că sunteți bine, nădăjduim că acesta este unul din acele momente în care ce spunem noi din Cuvântul lui Dumnezeu va fi de folos. De aceea îți doresc ca ce auzi astăzi să te poată ajuta în momentele acelea în care te simți vinovat. Apropo, tu ce faci când ești vinovat? Sigur, cu toții am trăit sentimentul acesta neplăcut de vinovăție. Deși reacționăm diferit, purtăm aceeași povară, care poate să fie îndepărtată într-un singur fel. Să nu uităm că diavolul este specialistul, acuzatorul fraților, cel care de multe ori se folosește de minciuni în viața noastră și mai ales atunci când suntem vinovați, prima minciune este, poți să faci ce vrei, e ok, au făcut și alții. Și după ce ai făcut lucrul acesta, spunându-ți că nu-i mare lucru, după aceea vine cu cealaltă minciună. Acum ești gata, ești terminat, nu mai este nicio șansă pentru tine. Așa să ne uităm în Scriptură să vedem că oamenii vinovați greșesc atunci când se ascunde Dumnezeu ca și Adam și Eva. Umblând în răcoarea dimineții în grădină, Dumnezeu îi caută pe cei doi și oamenii s-au ascuns sub povara vinovăției. Nu te ascunde când ești vinovat pentru că nu trece vinovăția și nici nu rezolvi problema. Alții caută să se scuze pentru că e importantă doar fața, dar e important ceea ce arată altora. Îți aduce aminte de Saul care îl roagă pe Samuel să stea lângă el în fața bătrânilor doar ca să nu știe că Dumnezeu l-a lepădat? În loc să-și să ceară iertare, în loc să-și să pară rău de momentul în care a greșit, în loc să rezolve problema, pentru el totul a fost de fațadă. Deși vinovăția apăsa greu pe umilie lui și era conștient că n-a făcut ceea ce trebuie. Ce trebuie să facem că suntem vinovați? Trebuie să căutăm umil, să ne cerem iertare, să primim învățătura și direcția, călăuzirea din partea lui Dumnezeu și ne, să ne îndreptăm viața. Și mai mult să înțelegem că în orice vină, cineva trebuie să plătească prețul. Uneori va trebui să suportăm consecințe, dar prețul suprem l-a primit, l-a plătit Iisus Hristos. De aceea, îți spun în această zi că atunci când ești vinovat, există o singură cale. Trebuie să-ți ceri iertare, să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu Va dispărea povara vinovăției și viața ta va fi binecuvântată. Așa că, așa trebuie rezolvată povara vinovăției.